După cum probabil ați citit, cel puțin unii dintre voi, în anunțul pe care l-am distribuit și care a circulat, din câte am văzut, în legătură cu acest început de anul 7 al Institutului Becker, e un nou start. La începutul fiecărui nou sezon e un nou început pentru acest club de lectură, care s-a transformat destul de mult de la an la an. Întâmplarea face, n-am programat lucrurile să fie așa, ca ediția întâi a Institutului Blecher să aibă loc pe 20 septembrie 2009, deci acum exact 6 ani, timp în care am avut 106 ediții, timp în care pe aici au citit așadar peste 200-250 de scriitori, mai tineri, mai puțin tineri, oameni din toate generațiile care fac literatură în limba română astăzi și o fac bine. Am văzut trecând pe aici de la niște veterani și niște seniori poeziei și prozei românești din ultimele decenii, Nora Iuga, Angela Marinescu, regretații Traian Pecoșovei, Ion Zubașcu, multă lume bună a trecut și a citit la Institutul Blecher. Dar, pe de altă parte, unul dintre lucrurile pe care ni le doream de la bun început era ca prezența acestor scriitori importanți, acestor scriitori ajunși la maturitatea de plină, să ajute oamenii tineri care scriu, care vin. Și au fost câteva ediții din astea pe care cred că aceia dintre voi care ați mai fost sau care veniți constant, frecvent, la Institutul Blecher, vi le amintiți. În urmă cu câțiva ani, Nora Iuga, care tocmai a împlinit 80 de ani, a citit împreună cu Radu Ințescu, care avea 18. Și au fost întâlniri de genul ăsta de-a lungul anilor, care cred că au contat destul de mult pentru acei tineri scriitori, care între timp nu mai sunt nici ei unii chiar atât de tine, care au citit la Institutul Blecher. Deci începem anul 7. Sper să putem până la vară să avem din nou 16 ediții. Cam asta a fost ritmul Institutului Blecher, 8 toamna și 8 primăvara și la începutul verii. Este o ediție în care Marius Aldea își lansează, mă rog, lansează, e mult spus sau prețios spus, nu suntem la o lansare de carte, și la o prezentare. Marius nu se va arăta cu Sinistra, care tocmai a apărut de numai 3-4 zile. Marius nu e la prima carte, a mai publicat câteva. În urmă cu 4 ani publicase Sinfonia Frânei, la editura Herpene. Marius va citi din Sinistra și vom și vorbi puțin despre această carte. A apărut la casa de editură Max Lecher, sunt editorul ei. Și face mare plăcere că Aldea s-a alăturat companiei de Inglorious Bastards pe care publicăm noi la casa de editură Max Lecher. Mai are ceva nou această ediție 107 a Institutului Lecher, și anume faptul că, deși avem decât un microfon, cum s-a spune la mine în cartier, suntem doi moderatori în seara asta, nu numai la mine, și la tine în cartier. În seara asta, Tiberiu Neacșu mă va ajuta. Vrem să ne împărțim puțin rolurile. Mă bucur că Tiberiu, prietenul și poetul, eu poetul și administrator. Eu cred că asta face din mine administratorul, nu? Mă bucur că Tiberiu este cu mine și mă ajută să trec peste astea două ore, probabil cât va ține ediția Institutului Blecher. Invitații sunt Marius Aldea și Mircea Andrei Florea, care va citi mai pe urmă, după Marius. Ce să zic, mă bucur să vă văd, fetele sensibile sunt aici, motrenii sunt aici, hipsterii sunt aici, vă salut, generație îmbrăci foarte strânți. Poeții lizantropi sunt aici, salut pe fele. Deci e bine, sunt oameni pe care îi știm, sunt și eu fețe noi. Vă rog de înțelegere din partea celor care n-au mai venit, cei care au mai venit, sigur că știindu-mă n-au cum să mă privească cu un loc bun. De asta mă bucur mereu când vin și sunt văd fețe noi pe Institutul Blecher. Marius, hai, nu te mai duci încolo. Salut, bine ai venit. Marius Aldea, Sinistra, casa de editură Max Blecher 2015. Te rog să citești
cât te simți cu bine, dar să nu fie doar o lectură de doar 5-7 minute. Fiindcă e o carte proaspătă, o carte care îmi place, o carte pe care sunt sigur că mulți dintre cei de aici așteaptă ca tu să citești. Și după o să și vorbim puțin despre geneza cărții, despre povestea ei, fiindcă e o carte la care scrie de vreo 3 ani jumate, 4 ani, are răbdare, este un lucru pe care eu îl apreciez foarte mult, răbdarea. Se întâmplă destul de rar ca poeții să aibă atâta răbdare cât ai avut tu pentru cartea asta, dar cred că am meritat. Mariu Salda. Aplauze. Da, păi am așteptat atât de mult pentru că m-am camas cu niște chestii, m-am cam plicit. Nu mai bine de nu. Vorbim de Simfonia Frânei, vorbim de debutul meu din liceu, care s-a întâmplat de aberant. La ce debut în liceu? La un câștigat concursul, un concurs pentru debut la Severin, Sensul Iubirii. Da. Cartea s-a numit al treilea ochi și prietenii au făcut mișto de mine. Bine, 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 subțirică, fără burtă, ceea ce hotărăște și dumneavoastră, că vă găsesc băutări de bere. Și na, să... O să încep cu Neluță, că e primul și na, cel mai vechi din carte. Neluță. Neluță l-a băgat în pământ pe tataia. Neluță i-a mâncat zilele lui maica. Neluță a dat cuțitul în stânga și în dreapta. A stat ascuns. S-a bucat pe gură cu țigani, le-a spart instrumentele. Neluța a cântat din frunză, în nopțile cele mai grele. L-a mâniat pe Dumnezeu, rând în ploaie, sub zacior din fața casei. Ești frate cu mine, Doamne. Când Dumnezeu a trăsnit copacul, Neluța l-a sprijinit pe omul cum duce acasă un prieten dat. Neluța a furat de la CAP, de la vecini, de la părinți. Neluța înfigea secoarea între coarnele fițelului și dădea gata la o chernoză cu străină. Băga secera în petene, îl ridica spre soare, apoi lăsa zeama să-i curgă pe față. Neluța fuma la bustul gol în șocru și scuipa sânge de la gingie. Neluța nu a cunoscut femeia și nu a avut copii. Neluța a băut apă doar o dată în viață. Neluța a dormit în câmp cu lupii. Când venea acasă beat, lua bătăie cu fumia odă și murea la tataia. Mă, dacă n-ai fi tatăl meu, te-aș mânca la gât. Neluță l-a băgat în pământ pe tataia. Neluță i-a mâncat zilele lui maica și-a îmbătrânit. E singur. Știe că mereu a fost singur și se va iată de dureri. Râde la câinele din lanț. Curând va băga furca în el, fiindcă nu are ce să-i mai dă de mâncare. Neluță va băga furca în tot și va vorbi prin crăpăturile pământului cu tataia și cu maica. Neluță mă întreabă dacă am luat bacaloriatul. Știe că de 10 ani am luat bacaloriatul. Acum e bătrân, dar tot nu pune gura pe apă. Ia celularul, râde și strigă teribil. Ți-am făcut apel azi dimineața, de ce nu răspunzi? Ți-am făcut apel, mă băiatule. Dar lumea știe că Neluță e singur. Doamne, ești frate cu mine. Neluță înfige furca în pământ. Neluță vorbește prin crăpături cu tataia și cu maica. Știe că e singur și că nimeni nu aude. Șchiop câine rău. Șchiopul sturcoaica egal fut. Până la pizda coaie a început războaie. Toate astea scrijărite pe piciorul de lemn. Maica s-a acoperit mizerile cu un strat de vopsea. Tu nu-i zici nimic? Și bărbatul a lipit-o de perete, omorul obrazului plin de var. Pe șchiop l-a tărât afară. I-a pus piciorul de lemn pe o buturugă și l-a retezat cu toporul. Mai faci? Zi, mai faci? Nu mai fac. Dar șchiopa a luat de la capăt. Râdea cu fonară când tatăl lor a pus proteza pe foc. Dacă juca mortul, țineam scorul pe piciorul lui.
toți am zgălit câte ceva pe bucata aia de lemn. Când am găsit pe fratul scâșia de câini, Șchiop a scobit cu un cioc piciorul sănătos. Câinele rău a scris în carne. Aia a mâncat bătaie de la ăla. Toată viața a făcut pe muta. Dar ăla a murit și aia a prins glas la privechi. Povestea de lucruri de mult uitate. A prins televizorul, a strigat gol când au dat ai noștri și ho când au egalat ai lor. Și ăla a mort pe masă. Cel mai bea și el cu noi în pahar, ce mă mai bate pe urmă. Mi-e greu acum că m-am obișnuit cu bătaia, prins drag de mâna care te lovește. I-a plictisit pe ăia, au plecat fucuța oamenii, a rămas aia cu ăla, îi lua mâna rece, se bătea singură cu ea. Și pentru că avea poftă, cum are întotdeauna când dea peste măsură, s-a întreținut în aceeași încăpere cu un șpilet. Turcoaica. Ești fraier și femeile au buric. Și femeile mele la tauletă. Își ridicase mai eu și prinsese într-un not. Tot drumul de la baltă spre casă, m-am uitat la cicatricea aia ca un nasture care stă să cadă. Și femeilor le place mușdeiul usturoi. Și femeile fac cancer. Turcoaica amestecat gumă ca vițica. Și ca să dau gata, îi cer țigară. Mi-a suflat fumul în gură, o distrat treaba asta. Zicea că se numește cascada. Pe urmă a venit cu limba, parcă mâncam carne crudă, ca doi mărci s-au retras limbile, ca doi mărci înaintau. Ținau ochii închiși, știi pentru că i-am sărutat pleoapele, i l-am lins, sânii mici și talii mărânau degetele. Și femeilor le place moșdeiul de usturoi, și femeile porteiau o pasăre. Și eu nu mai citesc că l-a pus la pe Facebook. Ce-a pus foarte? Și deja îl știți, probabil. Eu o plac, dar ea îmi spune că sunt prea mic pentru asta. Merg acasă furios, dau pe gât un pahar de vin, sparg cu pomul o ceapă și o mănânc cu lacrimi în ochi. Untură pe pâine. Mulți ani mai târziu în studenție, o tipă mi-a zis să rămân peste weekend aia. A fost prima dată când am mâncat cu cineva străin, untură pe pâine. Ficăței și saramurică. Ficăței sunt fragezi, saramurică e bună. Năruță mă învață cum se scoate moatura. Sunt ca din masel. Pe când aveam eu dinți, se rădeam și oase. Văd prin perdeaua acoperită cu rahat de muscă, o cioară spânzurată pe firele de înaltă tensiune. Azi dimineața m-au pus să omor puii de cioară. Puii de cioară cresc și omoară puii de găină. Adio, ficăței. Adio, saramurică. Și am omorât puiul de cioară din podul clasei. Trebuie să faci asta dacă îți plac ficăței și saramurica. Cui nu-i plac? Mamă Liviu. Mama aia așează masa de prânz sub zarzelul din fața casei. Într-o mână ține ceaună, în alta secerea proaspăt ascuțită. După ce răstoarnă Mamă Liviu cu un capac rotund de lemn, apucă cu vârful secerii, chiloții prietenei mele puși le-au uscat pe vița de vie și ciocortește din două mișcări. Sub ochii noștri, taie cu șnurul bucăți mari de mamăligă. Noi ne-am îngropat morții în fundul grădinii. În locul în care odihnește tataia, acum sunt cartofi. Lângă vișinarul ăsta am pus-o pe maică. Neluțe vine să coleagă fructele pentru țuică. Vecinii la urmă bombonii, labrele lui mari și crăpate, mângâie pământul. În coama la mijloc l-am băgat pe tata. Mița de vie se întinde de la el până la fântâna Curiescu. Lovim greaurii cu praștia. Ne bucurăm când cade câte unul ca un bou de strugure prea copt. De teamă ca vreo pisică să nu-și îngroape acolo în murdăria, orică vreun câine să nu ascundă oasele primite, ne este imposibil să dormim în casă. Așezăm rogojina pe cerul liber și ne întindem lângă morții noștri. Sărutăm în somn de oblecii. Curând vom scoate cartofii, vom face bulion, vom aduna struguri. Cel mai limpede vin îl vom stoarce din ei și furca va rămâne înfiptă în pământ.
căpuțele nenorocitele. Câinele încă nu a scos limba să putem sta desculți. Soarele încă nu are forță. Suntem obligați să purtăm căpuțele nenorocitele. Ne scărpinăm oul, piciorul îi până dă cu ciocul și crapă coaja poiul de sânge. A bătrână ne cearcă să punem scuipat pe rană. Câinele își mușcă piciorul pe teren. Balta mă vârtește. Săream geamă odăie cu fratele meu după amiaza, când soarele arde tare și oamenii spar niște căpițe aprins. Mergeam la balta mă vârtește, o baltă mică, între bălările cu ligioane. Eram mulți, ne bălăceam goi cu puta strânsă, ca momela din undițele pe scaică. Pe mare ne măsuram cu bețe uscate și ne ciufuream puful să pară mai mult. Ne întorceam acasă seara târziu, chinuiți de foame. După ce mâncam bătaie, dormeam din picioare, obosiți, cum dronca-i. În sfârșit plouă. Femeile pun căldări sub streși și strâng apa să se spere cu leșie și să aștepte. Bărbații beau cu icoana pe masă să prindă curaj. De când cu seceta și blestemul, ele rămân uscate seara de seară. Prima dată. E bine sub tut, e umbră. Tudele sunt coapte. Le culeg din țărână, scrâșnesc între măsele. Mâna mea lipicioasă caută un pantalon. Nu știu ce fac, dar mâna știe. Prima picătură și mă gândesc că așa trebuie să te simți când îți dai duhul după o viață de câine. Mai de mult, zicea tataia, nu se purtau chiloscar acum. Mirosea casa femeie. Cârtița. Futeam să au scrăp capul. A lovit cârtița cu sapa. Ce mă fac eu cu tine, băiete? S-a întins lângă mușuroi și am fipt ghearele în pământ, a smuls iarba din rădăcină, a legat-o de gâtul meu, strângea. Te omor, pulifriciule. Ochii ei erau de cârtiță. Sânii ei erau două cârtițe moarte. Am lins-o plin de curaj și de teamă. Am sărutat balonașii de salivă plin de curaj și de teamă. Am visat la o femeie frumoasă, plin de curaj și de teamă. Fi bărbat și fute-mă, fi bărbat scumpule, fi bărbat amărătule, fi bărbat și dăm-tare. Am fost bărbat în cerca înaltă, tremurat trupul cârtiței, tremurat trupul meu de copil. O citesc cu tată Claudiu. Am iubit o fată cu pământ sub unghii. Ici și ea sunt toți care nu mai sunt. Și mi-a băgat degetul în gură să-i suc. În scula sat, mort la oraș, am avut și eu o zi cu adevărat frumoasă. Când m-am trezit cu noaptea în cap, am băut rachiu pe inima goală și m-am apucat să o grădina. La amiază, gărâțile erau jumătate mult, jumătate apă. Tălpile intrau în mocirlă. Pantalonii ridicați până la genunchi. M-am uitat în fântână, mi s-a părut că am slăbit coreaua de la gâtul câinelui, i-am turnat în vasul spart, jumătate măli, jumătate apă. De-aia am zis. Soarele a dispărut, zăpada s-a șternut repede. A acoperit funia cu care era priponit animalul. O vacă altă, fulgii se tocau pe botul cald. Am luat lopata și am încărcat sacii de rafie cu zăpada din fața casei. I-am pus în spinare, i-am cărat lângă fântână. 44 am numărat la sfârșit. Unul câte unul am golit saci în gura uscată a puțului. Se înserase de mult, că mi-am suflecat din nou pantalonii până la genunchi. În noaptea aia am dormit cu câinile afară. Cu taxă inversă. Știi ce am făcut azi? Am spălat mortul și am plâns. L-am îmbrăcat în haine noi și am plâns. Nu am încălzit apa, dar trupul lui era atât de rece că mi s-a părut călăie. Apoi l-am bărbierit, nu știu dacă tăietura de pe obraz, i-am făcut-o din atenție sau așa să mă răspund. Femeia care era cu mine s-a închinat și a continuat să-i taie unghiile. Când se-i pune în pantofi, mi-am văzut chipul în ei. Afară se auzeau copiii. E mult mai ușor să încalți un mort decât un copil mic. Și era un mort tânăr. Crezi că m-ar fi găsit frumoasă? Oare făcea dragoste bine? Ce straniu să vezi un om pentru prima dată și să nu fie viu. Nici nu știu dacă plângeam pentru el, pentru ai lui, ori pentru mine.
Am terminat treaba și m-am pus pe fumat. Tipa aia s-a uitat urât la mine, că am stins țigara în ghianul cu apă. E primul meu mor spărat. Mâine mă așteaptă altul. Sunt plătită bine, dar nu știu cât o-i mai rezista. Eu de atâtea ori te-am spălat de spate. Că nu voi muri, e vrea să mă speri tu. Și o să văd pe Claudiu, dar vreau să mă citesc și eu, un poem pe ultimul. Știu că îți place poemul. Da, nu doar ultimul. Nu prea am văzut o mare. Hai, suflet, da. Cine bate covoarele, cine bate carnea pentru șnițele? Cine face maioneză? Astea streguri de bărbat și ăștia stau numai beți. E tot ce discută fetele și mămucă, ăștia suntem eu și fratele meu. Primul revelion fără tăticu. Nu folosim desfăcătorul, repezăm gâtul sticlei de colțul mesei și bem așa. Ce dacă bem de câteva zile? Pere ieftină, dar mai ieftină e viața. Pere rece, dar mai rece a fost tăticu. Ce ne pasă nouă de covoarele? Călcăm în picioare. Ce ne pasă nouă de carne? O călcăm în picioare. Ce ne pasă nouă de maioneză? Am tăiat deja mușamaua. Lăsați-ne în pace să bem. Berea e ieftină, dar mai ieftină e viața. Berea e rece, dar mai rece e tăticu. Avem buzele franjuri să mai spunem tot ce gândim. Avem buzele prea distruse să putem tăcea. Tot ce iese din noi e sinistră. Fetele și mămuca râd, una din ele ia aparatul foto să facem poza de grup. Două bomboane mentolate și mămuca nu mai pare fără măsele. Două feluri de machiaj și fetele nu mai arată nedormite. Cine desface șampania? Cine aprinde artificiile? Cine îi pune preștea doi la punct? Zice de ultimul. Stau în cadă îmbrăcat și tot amând momentul în care mă voi ridica și voi ieși așa în gel la minus 20 de grade, nu voi mai simți lipsa brațelor reci. Apa caldă vine la program, știu ei mai bine decât tine când puți. Totul vine la program futui și eu tot întârzi. O șosetă astupă sistemul de scurgere, pereții transpiră, aș putea fi donatorul de organe. Iar ei, chirurgi grăbiți să salveze alte vieți. Ce faceți cu inima mea, pereți? Tot amând momentul în care mă voi ridica și voi ieși cu hainele ude în ger. De când stau în apa caldă, nu mai am pământ sub unghii, abia acum pot spune că sunt singur. Marius Albert. Ne-am întors privirile spre el, mosca se plimba pe fruntea rece. A apărut altă mosca. S-a împerecheat pe obrazul palid, pe gura vineție. Mama a început să râdă. A fost ultima dată când am râs toți împreună cu tata. Dincolo de prag. O barcă, un pat, o cadă și un pahar de plastic. Toate plutesc în sensul acelor. La oră fixă, coco. Asta ne mai descrețește frunțile. Dincolo de prag, vin alte praguri. Fiecare se așează unde apucă. Prizele sunt la o palmă deasupra apei. Odată și odată, păreții vor ceda. Povoiul va țâșni ca un plâns sugrumat. Dincolo de prag, vin alte prize. Candele mici se sting și se aprind singure. Când începem să ne plictisim, ne scufundăm și deschidem ochii. Văzut din apă,
muribundul dă semne de vindecare. Dincolo de prag, viața. Cel mai vesel tata, el nu crede în moarte, zice că mai bine o pune în dăbeție, știe romba. Ia rujul din sertarul cel mai apropiat. Ne facem pe rând buzele, cu gurile amăjite, sărutăm pe față mortul. Ne-am mutat la oraș, dar trăim ca la țară. Mămuca taie găina în cadă, să nu umple casa de sânge. Iese pe geam și ne strigă, la masă, are voce puternică mămuca. Dacă întârziem, îl găsim pe taica să scăjuni din dinți. Se încruntă și mâncarea intră cu noturi. Dacă venim repede, râde cu noi. Ne spune că ăla nu-i bărbat care face spumă când toarnă berea în pahar. Ne dă și nouă să gustăm, ăla nu-i bărbat care nu parte cu alții. Ne spălăm în lighean, avem pisică și televizor cu purăci. Avem sobă pe motorină în baie. Aducem motorină în bidoane de 20 taica. Fură de la carieră pentru noi. Lasă că-i place și lui căldurica. Suntem mulți și spaturi puține. Alții doar pe stradă, zice mămuca. Și sparge pastile între dinți, ce știe ea. Înainte de culcare ne spunem povești cu oameni care se bucură de fiecare gură de aer. În loc să adormim, ne gândim cum ar fi fost dată. Hai să ajungem! Marius Aldea, Sinistra, e 20 de lei, veți putea la urmă să o cumpărați și să nu ratați prilejul atât de rar de a lua un autograf, o dedicație de la Marius. O să mai și vorbim după aia puțin, dar acum urmează cea de-a doua lectură, pentru care îl invit la aparat pe Tiberiu. El o să-l introducă și o să-l prezanteze pe Mircea. Eu mă bucur că Mircea a venit și citește pentru prima oară la Blecări. El vine de ceva vreme pe aici și eu am tot citit în ultimul an, cel puțin, fiindcă am fost în niște concursuri și jurii în concursuri la care el a participat și la mai toate a luat un premiu și pe bună dreptate ce face el, cred că e foarte, foarte viu și foarte proaspăt. Tiberiu? Salut! Deci e tânăr, are 19 ani, leat cu, ca să zic așa, pe oltenește, știi, leat cu Horia, cu Mihnea Bârlici, mă rog, poezii ăștia tineri, a terminat Sama anul ăsta, adică un fel de coleg de liceu, practic, cu Lințescu. Și copa aici, da? Și, iată, e în anul 3 la matematică. E o chestie pe care nu o voi înțelege, poți să nu explice la un moment dat. A câștigat premii pe la diverse cursuri, concursuri. La cursuri încă n-ai câștigat, e ok. Dar o să te ajungă. Pe la limorfism, la licat, ai luat la zilele Virgil Bănescu, și-a câștigat o rezidență la subcapitol, are 5 poeme scrise acolo. Este importantă pentru el din câte ne-a povestit. Multe lucruri deocamdată nu sunt de spus despre Mircea. Ideea este că o să vedeți o poezie foarte interesantă, foarte cinematografică și cred că e ok să-l lăsăm să se desfășoare fără timidități. Te rog, Mircea. Mulțumesc! Poem infantil. 1. Primăvară, de când mutasem în Ghencea, pierdeam ore întregi cu nasul lipit de fereastră, zile în care blocurile deveneau tomberoane gigantice, Ghencea o pădure, pe piele apărea o sudoare de celofan. Eram la munte, cabană cu pereții din lemn, nici 6 ani. Toți copiii părinților ne ascundeam într-o cameră să jucăm în cărți. Unul mi-a zis, am mai avut un frate în burtă la mama ta și l-a mâncat acolo în ea. De asta ai galben în ochi și de asta te-ai născut numai tu. Mi-am făcut buzele nasture. Ovidiu, fratele meu mai mare, i-a tras un capac. Mama mi-a spus când eram mic că a pierdut 2 sarcini de gemeni, la fel de banal cum ar fi spus
se pronunță Mircea, nu Milcea, soarele nu a răsărit, ne-am trezit noi înainte. 2. Primul ar fi avut un ochi mai mare, unul mai mic. În zilele când Ovidiu nu s-ar fi jucat cu noi, ar fi început să danseze pe covor dezarticulat, în picioarele goale. Toți am fi stat în cer ca un trib, am fi aplaudat. Dintre blocuri s-ar fi auzit strigă de lupi, el și-ar fi umflat pieptul. I-ar fi apărut vertebre, niște movilițe pe pielea spatelui, fața lividă, globul ochilor dat peste cap și ar fi făcut să simțim siguranță. Al doilea ar fi fost Radu, cum îl chema pe băiatul cu care mă jucam când mama avea treabă și care a plecat în America. Ultima dată când l-am văzut cânta la saxofon, avea o novelă apărută pe Amazon. Pe cel care ar fi semănat cel mai mult cu mine, cel mai mic dintre ei ar fi fost Victor. Hainele lui aș fi purtat eu când erau mici și patul ar fi fost cel deasupra patului meu. El ar fi știut să poarte conversații în lift, cum să răspunde cum ești felicitat, cum să aprecieze. Așa am fost toți împreună, că mi-aș fi simțit coșul pieptului ca pe un steguleț prins de ușa mașinii și părul mi-ar fi crescut neașteptat ca un moș pe tot corpul și când aș fi fost în mijlocul mulțimii, unde totul părea ca prin cubloul unei mașini de spălat. 3. Încă verific în oglindă dimineața dacă mi-au mai apărut fire de barbă, încă adorm cu plapuma între gambe și coapse, eu încă sunt atent ca discuțiile să nu devină inconfortabile din cauza mea, încă mușc buza de plictiseală, mușc pielea sub încheietură, spun uite, mi-am făcut ceas, încă mi-imaginez cum aș putea să-mi implantez în craniu un magnet și fraților mei patru care nu s-au născut magneți orientați invers, și, zi după zi, foarte puțin, ne-am apropiat. Notă. Radu, ai noștri ne băgau într-o cameră să ne jucăm și noi intrau peste noi ore întregi. Noi ne așezam pe covor, aveam încă piele de copil. Știu că dacă apăsai cu degetul rămânea o adâncitură câteva clipe. Ne așezam pe covor, ne priveam unul pe celălalt, intram unul în creier în celălalt. Se dizolvau jucăriile de la Mac, tu le aveai pe toate și se dizolvau râsetele după ușă și camera și se dizolvau firele din covor, cipicii mei care începuseră să mă strângă la degetul mare, dar încă îmi plăceau. După ați plecat în state, când pomenesc de voi, tata se enervează. Te-am căutat pe Facebook, ai o prietenă grasă, mama ta e grasă acum și se preface că nu mai știe să vorbească română. Dă share la poze cu Grand Canyon și Las Vegas. Și la urmă v-au lăsat pe voi să votați în diaspora. Radu, îmi place să cred că și tu ai nopți când deschizi geamul, lași frigul să intre, strângi firele din covor între degete, bagi radio-head pe YouTube și... Al doilea punem, îți dau și trei să mergi. Altădată mi-ai spus că nu opun suficient rezistență. Și ce aș fi putut? Spre casă, asfaltul încins. Dacă aș apăsa, călcâiele mele lasă în trotuar două gropi, una lângă cealaltă. S-ar putea strânge apă, grăbii s-ar aduna să bea. Legănându-se în jurul lor, un banc de pensionari epuizați de căldură. Dar imediat în minte, silueta cuiva împiedicându-se, fără vreo vină, lovind de asfalt cu moarele capului și raspinării din cauza mea. Și în fond, cum ar putea un băiat calculat cu analizele în regulă să înțeleagă nevoile tale? Acasă voi pierde ore pe site-urile cu cadre luate sinucigașilor imediat după impactul de pe șinele trenului. Va fi obsedant. Nu voi face rău nimănui. Și dacă vreo gâză se va așeza de ecran, o gâză rămasă pe ochiul meu. Și m-am gândit să citesc și două poeme scrise în rezidență, primul, să sun la Comedy Center, sunt obligat să mă asculte, să spun naiv ce mă deranjează. Pentru orice situație în care m-am aflat, se poate găsi altcineva care s-ar fi descurcat. În transport mi se întâmplă tot mai des să mi se facă greață, subit, fierbințeală, subit, tremurat, ies în stradă o greață mai mare, stau, mărează-mi de stâlp, concentrația pe respirat. În fiecare zi să vorbesc la call center,
să răspundă mereu același, să poată ști când casa e goală, ușa neîncuiată, când sunt amețit înaintând cu dificultate de la o pată de lumină la alta, să ofer orice prilej să-mi facă rău, dacă asta e ce își doresc. Și al doilea, dacă pe banca din fața capanei s-ar produce o imagine dureroasă, un debil mental începând să se clatine cu spume la gură, așa ore întregi, și dacă ar veni după el o rudă, cum sunt la țară cu batic, mers greoi, durerosul transformat în sublim, dar nu să-l bruscheze din poziția rigidă, se așeze lângă, să-i pună pe genunchi o mână, să aștepte cu el până la sfinții. A doua zi, asta e tot ce am reușit. Joculețe mentale, scenarii bune cu clipuri emoționale. 21 august 2015, Florea Mircea Andrei. Nimic despre care să scriu. Prima zi în cabană, dormit, mâncat, m-am uitat la ecran, dormit, mâncat. Aici, imaginea cea mai vie, viescuile prinse în sticlă, zgomot înfiorător, nu m-am atins cu nimic. 22 august 2015, Florea Mircea Andrei. Desktopul meu cu Edward Hopper. Încadrez în dreptunghi o femeie frumoasă în roșu, bărbatul cu pălărie, barmanul obosit, dozatorul de bere, firma bistroului, pe tipul singur din colț, încadrez mașinal și repetitiv, nu mă mai gândesc la nimic. 25 august 2015, Florea Mircea Andrei. Au început să apară pe net. Apoplexie. 3 septembrie 2015. O notificare pe Facebook produce în mine mai mult decât ar trebui. 5 septembrie 2015. Dacă intri pe pagină, nu mai apare decât dacă te străduiești să dai scroll. Nimeni nu s-a străduit pentru atât să dea scroll. 5 septembrie 2015, Florea Mircea Andrei. Le spusesem oricum că mi se va face jenă, știam ce vorbesc. Mulțumesc! Mă bucur că parteneriatul ăsta tacit, camaraderia dintre Institutul Blecă, mă rog, comunitatea care e strânsă aici și care e în continuă schimbare de altfel și se modifică structura publicului de la un sezon sau de la un an la altul și sub capitol condus de, mă rog, proiectat și gândit de Laurențiu Ion, rămânem în acea zonă. E un lucru pe care îmi doresc și tinerii poeți care publică pe subcapitol sunt invitați să citească aici. Probabil că în octombrie Teona Galguțiu va citi și ea poate peste 2 săptămâni, dacă nu e prea curând. Urmăriți și site-ul subcapitol. E un loc în care de un an încoace sunt publicate texte ale celor mai tineri poeți de acum, care îmi atrag mereu atenția, sau aproape mereu. Vreau să mai spun capitolul de mulțumiri. Pentru cartea lui Marius Ardea, fiindcă se înregistrează, trebuie să-i aducem mulțumirile noastre lui Alexandru Stoicovici, prietenul nostru, care acum locuiește în Germania. Fără el, cartea ar fi apărut cam mai greu. Faptul că ne-a ajutat în proiectul ăsta a cântărit destul de mult și prietenia lui, chiar de la o distanță considerabilă, e vie, noi îl așteptăm când va reveni să ajungă și la Institutul Blecă. Mai era un lucru pe care vreau să-l spun. E un lucru despre textele citite de Mircea și după aceea de la spectrime Tiberiu. E un lucru destul de rar la poeții tineri să își asume curajul ăsta de a scrie poeme lungi, de a scrie cumva torențial, de a crea chiar așa secvențial cum își compune textele, niște poeme care, care sunt ambițioase, în sensul, nu că e un bobarism acolo,
sunt ambițioase textual. De regulă, când începi, începi pe distanțe mai mici, începi cu lucruri mai, mai strânse, mai compacte. Mircea, că de la început, iată că își asumă poziția, postura asta a unui poet care construiește. Și eu cred foarte mult în poeții tehnicieni, în poeții care știu ce fac, în poeții care au, au știința construcției textului lor. Sigur că aici mai sunt și, și bunți, mai sunt și scăderi de tensiune în derularea asta a textului, dar faptul în sine că el își asumă de la început scrierea, conceperea unor poeme lungi, e unul de bun augur pentru mine. E greu să scrii poeme lungi. E greu să-ți ții cititorul, să-l păstrezi, să-l ții alături de tine pe măsură ce el citește sau pe măsură ce te ascultă în cazul ăsta. Și, și Mircea, iată că face chestia asta. Mulțumesc, Mircea. Tiberiu? Un singur lucru vreau să mai zic. Avem aici texte, din păcate nu l-am avertizat eu pe Mircea să le scoată mai multe exemplare. Ideea Institutului Plejer... Și nici noi, da, am omis acest aspect. Ideea Institutului Plejer este să fie un club de lectură, nu o lectură publică. Ceea ce înseamnă că, dacă vreți, și ar prinde bine și lui, în primul rând lui, textă, și nouă, evident, textul ăsta ar trebui să treacă pe la voi, dacă vreți să le citiți și vreți să-i dați sugestii, dar sugestii pertinente, fără răutăți inutile și gratuite. Mircea e un tip foarte, foarte ok, am lucrat cu el un text și n-are niciun fel de problemă să-i se schimbe poemele, dacă el consideră că lucrul ăsta îi ajută poezia și așa mai departe. Și are și niște lucruri frumoși. Da, da. Da. Așadar, dacă cineva vrea să spună până ajung textele pe la toată lumea câte ceva despre poezia lui Mircea, e mai mult decât bine dorim să o facă, gândiți-vă că primul lucru de la ajutați pe el, foarte evident. Ok? Ne ajutăm. Sigur, ar fi fost ideal să fie măcar 4-5 exemplare. Promitem că data viitoare o să fim mai bine pregătiți de atât. Până când vă faceți curaj, repet, a zis și Tiberiu, ăsta e un loc care nu se vrea a fi un cenaclu. Părerea mea e că formatul vechi ăsta consacrat în secolele 19-20 de cenaclu nu mai poate funcționa într-o în lumea de azi, însă ceea ce poate să funcționeze este un, o serie de întâlniri ca asta pe care am început-o noi cu 6 ani în urmă, în care se împină două lucruri oarecum distanțate, să spunem așa, pe nu s-o puse. Pe de o parte, un club de lectură în care scriitori vin și se prezintă și își prezintă ultimele lucruri pe care le-au scris. Pe de altă parte, aspectul ăsta de atelier. Sigur că e destul de greu într-o circunstanță de felul ăsta să facem atelier în sensul în care se face atunci când stai la o masă cu 10 scaune și se vorbește față către față și toată lumea e montată acolo pe textele pe care le are în față. Dar nu e rău, mai ales la, la poeți care sunt mai la început, dar nu numai la ei, și mie îmi prinde bine și acum și sper că o să-mi prindă bine câtă vreme voi scrie. Orice fel de feedback, orice fel de observație, de, de sfat din partea autora care scriu, care citesc, care sunt în, în circul ăsta al nostru. Sigur că suntem destul de puțini, sigur că e o comunitate, că toată lumea se plânge acum de cât de puțină lume e interesată de poezie sau vine la astfel de întâlniri. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele două seri, vine cu 21 de nocturne, aseară cu București 21, poemul Epopeea Participativă, contrazice, cred, vorba asta de clacă, fiindcă au fost 400 de oameni, câte am înțeles, pe blocul de pe Magheru One, da. Și vreo câteva sute de oameni ieri la Gabroveni și nu erau numai rudele apropiate ale poeților care citiseră.
Ceea ce înseamnă că există totuși un interes. Uitați-vă că chiar într-un loc destul de mic și nu foarte central, să spunem, sau nu foarte... Nici foarte elisit, dar hai să nu spunem asta, să ne audă Cătălina. Mulțumim, Cătălina, pentru găzduire. Iată că se întâmplă să ne adunăm atiția și să ascultăm poezie. Tramvaiul 26, suntem deja aici de vreo 3 ani, tramvaiul 26 acum e tramvaiul 26 și recul. Sunt două proiecte într-unul singur. Noi am continuat să spunem tramvaiul 26, fiindcă suntem legați de ideea de tramvaiul 26. Tramvaiul 26, după cum unii dintre voi știu, e un topos al poeziei lui Cristian Popescu, e un spațiu foarte frumos construit în cărțile lui Popescu. Și suntem așadar într-un loc care stă sub un semn poetic și în care s-a citit și s-a auzit multă poezie. Bun, am făcut pauza asta ca să vă dau răgazul să vă strângeți puțin după lectură. Bun, după expresia lui, nu aveam ce am spus, dar acum dacă l-am numit, cred că... Dacă ajunge drăcie, aia până la mine, bine. Dacă nu, mă gândesc că ne putem auzi în spațiul ăsta. S-ar putea să măturăm câteva sticlă, dar... Dacă nu, măturăm pe Tibet, direct. Da, nu e prima oară când îmi dau seama că nu știu unde sunt, care va să zic că nu se mai numește tramvaiul 26. Pe Mariu Saldea îl cunosc foarte îndeaproape, pentru că pentru o vreme, câteva luni, am locuit împreună. Și dacă poate mai întâi de tot ar trebui să spun că odată nu știu cât de obiectiv pot să vorbesc despre poezie în general și cu atât mai puțin despre poezia lui Aldea. Dar... Despre poezie nu se vorbește niciodată obiectiv. Evident. Dar... Marius e omul care se trezea dimineața și alerga și mă făcea să-mi doresc să dau și eu burta jos. Și contactul cu poezia lui am avut-o în bucătăria noastră micuță din Calea Radului, într-o Timișoară pe care încă nu învățasem să o iubesc. M-a scos Marius Saldea dintr-o perioadă foarte nasoală, perioada. Am mâncat șuncă de la două. De la protagonistul primului poem al lui Marius Saldea din seara asta. De la Renunță, probabil. Ce au în comun poeziile celor doi de astă seară e faptul că ne prezintă un plan epic ce aici colo e preserat cu imaginativ. Ieșit din realitate, din realism. Dincolo de asta sunt biografici, autobiografici și țin să construiască amândoi. Numai că, cel puțin din perspectiva mea, cam aici se opresc similitudinea. Am să-mi iau un pic de curaj și aer în piept și o să zic că în mine a lăsat poezia lui Aldea din seara asta ceva ce numai poezia Marianei Marina a reușit să o facă în ultimii ani. Pentru că, și poate un lucru mărunt, mi-a dovedit că se poate poezie fără spectacol, fără punchline și totuși cu o intensitate aproape sinistră. Cu o intensitate incredibilă. Și nu mai pot vorbi mai mult despre poezia lui Aldea. Poate că o să scriu o prăzi. Apoi o carte acum cum e tardiv. Da. Poezia lui... Auzi? Primul și singurul sfat pe care ți-l pot da. Alege fie Mircea Florea, fie Andrei Florea. E prea mă. Are numele de poeți spaniol. Da. Are numele de poeți spaniol. Sau adaugă încă unul. Adică și pe pune jumătățe de măsură nu se reduce acest exil. Să știi că și eu m-am gândit la asta. Nu ca tematică, dar ca stilistică, așa ca o, ca
o formă, le-am un telefon, mulțumesc. Le-am cel de... ca, nu ca tematică, nu ca simbolistică, ci strict ca tehnice, da? Structuri stilistice folosite. Mi-am gândit de Mihai Lucescu la Legul. Mihai Lucescu, cu îndepunte reușită. Ce mă bucur pentru tine e că nu s-a luat 135 de ani să ajungi la asta. Și că pleci deja cu un fond tehnic și stilistic, titernic, chiar înainte de Legul. Ești compresiv, însă nu strângenești. Buțile despre care vorbeam la ultim și momentele în care scade stilistic, scade intensitatea textului, se întâmplă dintr-o convingere pe care, pe care trebuie să ți-o păstrezi, și anume că locul comun pe care îl observă poetul devine poezie, chiar dacă Marius Iarnu și-a spus la un moment dat, de exemplu, dacă stai singur în bucătărie și fumezi o țigară și ne povestești despre asta, nu se numește poezie, ține de convingerea asta. Iar ceea ce apreciez cel mai mult în lectura de azi e că recunosc și văd un poet gata să-și citească textele cu convingere. Cu tărie. Iar nu numai că e rarisim. Astăzi am văzut și un spectacol, nu doar poezie bună. Și cam atât. Și mi-e drag că-l văd pe tipul. Da, cam atât. Atât? Mai după. Da, întotdeauna la mese se vorbește mai mult decât se vorbește la microfon despre textele citite. Și ăsta un lucru bun, până la urmă. Hai să spun eu despre Sinistra că urmează niște lansări la Motru și la Timișoara. Mă termină, cum să ne la prima asta proastă. O să facem două lansări în locul în care, de unde vine Marius și acolo unde a studiat și unde a locuit ani buni, nu? Și poate o să mai facem ceva și la București, o să vedem. Târgu de Carte nu e neapărat un loc ideal pentru lansări de carte și prezentări și lecturi, dar poate să facem ceva și acolo sau poate într-un alt context. Da, e o carte vie, e o carte, eu mă bucur că am, acum, un aparteu, mă bucur că am lucrat împreună la cartea asta și mă bucur că am făcut-o fără să ne luăm prea des la bătaie. Și Adrian spune acolo că Adrian Liniș, vrea să are ceva de vreo. Păi nu știu, mie mi-a plăcut Aldeu și era fix acum. Dar oricum, dacă ar trebui să fiu clar și să mă fac drag lui, ar trebui să mă iau după versul ăsta. Versurile astea care după mine sunt esențiale pentru tot ce scrie el. Să prind drag de mâna care te bate sau ceva de genul ăsta. Nu, ceva de genul ăsta. Și era încă... Și îmi place chestia asta, cum face cu... umbilarea dinspre rural, spre... se face test din poezia de asta, el o face mult mai autentic decât ceilalți și se și pe, s-a văzut și la lectura audio un fel de ironie din asta se pun de bună calitate. Cea mai puternică a fost aia cu bere, dar mai rece pe ticul și așa mai departe. Și, nu știu, mie mi-a plăcut într-un alt de încă de la Sinfonia Frânea, pe acolo niște poeme foarte frumoase. Titlul era total nereușit, nu i-am spus atunci. După 4 ani metru. Da. Păi tot puteau să facă prietenii niște plume și despre asta. Așa? Și mi-a plăcut foarte mult. Deci că cartea, acum abia aștept să o citesc și să faci. Uite, lui Marco ce-i place titlul. Și Marco ce-am încredere. Da. Înseamnă că te-a văzut de câteva ori. În schimb, la Mircea, să zicem și de Mircea ceva. Da, zi. Pe mine mă ignorați. Aplauz. Aplauz. La mine e foarte interesant, că nu mi se pare că are o miză cu tot alții. Și încearcă să cauze ironii foarte finuțe sau mai puțin și își dă seama că trebuie să scrie că nu are despre ce să scrie. Ăla e chiar un lucru cu care mi-a plăcut ăla din rezidență. Asta mi s-a întâmplat nimic despre lumea. Despre ce să scrie, foarte bine înregistrat. Doar că anumite lucruri sunt așa foarte
naive încă. Nu prind o experiență foarte puternică. Cam poemul ăla, de exemplu, care chiar are o realitate frumoasă, cu magnetele întoarse în invers și așa mai departe. Ăla a fost ce mi se pare cel mai bun poem. Mi-a pare o forțare. Este, dar citește tot poemul și o să citește. Ok, bine. Păi, nu, ideea era, știi, că putem să ne uităm pe text și să te arăt. Ai textul aici? Ai textul acolo? Scuze, ah, nu te ascultam. Ok, am terminat. Terminat, da. E o forțare, într-adevăr, dar e altceva și... Deci caută un... Deci, uite, de exemplu, ca să iau testul și cum să zic în alții. Încă verific în oglindă dimineața dacă mi-au apărut fire de barbă, un cador cu plapuma între gambe și coapse. Asta nu, aici deja mi se pare că duce într-o zonă ușurită până. Eu încă sunt atent cu discuțiile să nu devină inconfortabile, din cauza mea, încă mușchi buza de plictiseală, mușchi pielea sub încheietul. Tu răspund, uite, mi-am făcut ceas. E foarte frumoasă. Încă îmi imaginez cum aș putea să-mi implantez în craniu magnet și frații vorbei patru care nu s-au născut. Aici mi se pare că mai zice Cașii sau Leacă, frișesc cu textul, că de faci că nu s-au născut și încerc să le impresioneze și nu are putere în text chestia asta. Dar vreau să fie frații vorbei, magneți, orientați imeri și zi după zi foarte puțin am apropiat. Și se termină. Nu știu, eu nu sunt foarte. Adriana, în începutul poemului spune că la un moment dat, da? Mama mea mi-a spus când era mic, a pierdut 20 de gen și celălalt personaj care îi povestește că l-a mâncat pe fratele său ca Michel Tournier, meteorii, mitul ăsta al geamărului mâncat și așa mai departe. Are o legătură foarte strânsă poemul ăsta. Finalul o voi circulă și cinematografic foarte bine. Nu mai ai nevoie să spun la sfârșit. Deci asta e chiar e o de-aia, știi, care îți impresioneze frații mei care nu s-au născut. Nu. Trebuie să pui întotdeauna ceva în plus acolo. Nu e suficient doar să cerșești. Bine, acum nu zic așa, nu. Cearcă mai multe acolo. Dar eu mi se pare că trișez cu te să faci chestia asta. Și eu fac des, de exemplu. Deci a fost un fel de autocritică asta. Radu, ai fost cu Mircea câteva zile a stat împreună acolo la izvorul Laurențiului, sau cum se cheamă? Muntele. Izvorul Laurențiului. Hixeni. Hai, zi-ne ceva, te rog, despre poezia lui Mircea, că ați schiert acolo în suc propriu zile întregi. E adevărat că n-aveați voie să dați telefoane? Să vorbesc puțin și la obiect despre Marius, pe care nu-l mai văd pe aici. Pe Marius pot doar să-l felicit, să-i spun că i-am citit cartea Capcoadă după ce am primit-o acum două zile și mi-a plăcut mult și foarte mult. Și era doar să scriu despre ea la un moment dat. Felicitări, mișto. Despre Mircea nu pot să vorbesc de text, având în vedere că nu le-am citit foarte, foarte atent și nu mai țin minte. Dar îmi schimb rău să dau scoară. Nu țin minte lectura, știi că am o memorie scurtă. În schimb vreau să îți dau un sfat. Spectacolul de care zicea Soso mai devreme că i-a plăcut, mie nu mi-a plăcut. Mi s-a părut că, poate exceptând ultimele poeme, eventual cele scrise la subcapitol, pe primele mi s-a părut că le-ai citit prost, că te împiedicai citindu-le, ceea ce probabil că e cumva normal, emoție, prima lectură, nu știu ce, sau nu prima lectură, dar una dintre primele, se întâmplă tuturor, mie mi se întâmplă și acum. Dar cred că te mai dezavantajează ceva. În unele poeme,
Uite, de exemplu astea, 3.30, 2.25, mi se pare că îți tai prost versurile. Și cred că asta te dezavantajează. Scrii poeme lungi, poeme filmice, cum s-a mai spus pe aici, în care cred că te-ar avantaja mai degrabă un vers mai lung, pe care să-l tai eventual când se termină ideea, nu știu exact după ce principii, după ce idei te-ai luat tu când ai împărțit textul așa cum ai împărțit, dar împărțindu-l pe cuvinte, seamănă așa cu un tăiat gen Bukowski. E greu cumva să-l citești dacă nu-l cunoști foarte bine și dacă nu ești obișnuit. Nu știu, cam atât. Cam asta voiam să spun. Cu atât mai mult adaug eu că ăsta e un lucru pe care cam tindem să-l ignorăm, cred. Tăietura versului impune și un anumit tip de respirație. Tăietura versului, bun, să scriem toți sau aproape toți, sunt foarte puțini poeții care scriu astăzi cu rimă, cu ritm, cu atât mai puțin. Dar chiar în aceste versuri libere, în poezia vers libristă, cum se zicea cândva, e foarte important unde pui cezura, unde faci decupajul versului, fiindcă asta impune un anumit tip de respirație. Asta, de fapt, face dintr-un text că e întrebarea asta pe care oamenii care nu citesc poezie sau nu sunt neapărat apropiați de asta o pun când au în față un text narrativ, o poezie mai degrabă epică, spunea Sosor, nu, cuvântul nu e epic, ci e narrativ. De ce e asta poezie și dacă am duce, dacă n-ar fi versuri și dacă ar fi textul ca într-o proză, de ce n-ar fi asta proză? Diferența o facem întotdeauna în felul în care se exercită felul ăsta de a tăia și de a impune un anumit tip de ritmare a poemului. Atunci când o faci mai simplist, să spunem, a zis Radu Bukowskian, mă rog, e un reper. Da, leșit de sparte, e puțin mai ușor. Sigur, pot da și un contraexemplu. Uite, Dumitru Cruzu face asta și o face bine, dar are un simț mai bine centrat pe text al tăieturii versului, fiindcă sun la call center, sunt obligat să mă asculte, să spun naiv ce mă deranjează pentru orice situație în care m-am aflat, se poate găsi altcineva care s-ar fi descurcat. În transport mi se întâmplă tot mai des să mi se facă greață, subit, pierdințeală, subit, tremurat. Aici, de fapt, sunt, cred, 3 versuri. La tine sunt 20 de versuri. Deci, dacă le citești 4-4 și cumva fluent, s-ar putea să sune mai fragmentat, așa cum... E destul de important să-ți construiești textul, chiar în poezia cu vers liber, care nu avem niciun fel de opreliște, niciun fel de obligație de natură ritmică sau de natură de a accentua cum era în poezia mai veche, trebuie totuși să existe o arhitectonică, o arhitectură a textului care să fie mai, să compacteze cumva, fiindcă altfel riscă să devină ceva foarte leșinat până la urmă, ceva edulcorat, ceva care tot continuă așa și la un moment dat obosește, plictisește. Era un studiu pe care l-am citit îndemult și care arăta dintr-o perspectivă psihologică de ce oamenii nu prea mai citesc poezie, deși, până la urmă, nu e un lucru atât de complicat să citești poezie. E o chestie din asta legată de... Vă invit să căutați studiul ăla, nu are rost să reiau, că nu, oricum nu am limbajul psihologic. Dar e o problemă din asta, oamenii se zăpăcesc cumva și se obosesc, mai ales într-o epocă cum e asta, în care totul e viteză și în care trebuie să aibă un ritm rapid, există un tip din asta de psihologie a cititorului, fiindcă e clar că sunt mai mulți cititori de proză decât de poezie, la un moment dat își pierde atenția, își pierde interesul cititorul la un tip de vers care nu tresaltă, care nu are o vibrație, care nu are un ritm interior care să-l poarte așa ca o mașină hurducăită pe niște drumuri, pe drumurile de la izvorul Laurențiului. Eu mă bucur că suntem aici și
Eu mi-am dorit să facem din Institutul Blecher un spațiu de echilibru, fiindcă nu e prea mult echilibru în lumea asta noastră, numai în ultimele zile, dacă te uiți ce se scrie prin ziare, ce se scrie pe Facebook, lumea e întotdeauna extremistă. Și dacă e vorba de problema imigranților și a refugiaților, și dacă e vorba de sinuciderea anunțată pe Facebook a Ofeliei Prodan, toată lumea are păreri extreme. Până și Mândruță. Bine, Mândruță oricum e într-o categorie de nefrecventat, după părerea mea. Și de asta aș vrea ca aici să fie și mă bucur că putem să vorbim așa liber, democratic și camaraderește despre poezie, fiindcă altfel nu prea are rost să facem asta. Și de asta aș vrea să vorbiți, dacă aveți ceva de vorbit, Soso se anunța, Tiberiu... În legătură cu viteza și lucrurile cu care merg, viteza cu care se întâmplă lucrurile acum, lui Mircea nu i-am spus textual, dar am încercat să-i sugerez ideea de a nu mai explica lucrurile. Ideea de a sugera. Nu suntem alarme sub nicio formă, dar nu suntem. Însă e important să nu-ți subestimezi cititorul. Nu trebuie să-i dai totul pe tavă. Trebuie să-l implici în textul tău. Și aici, în momentul în care reușești să-l implici în text, în momentul în care reușești să-l faci să gândească textul într-o manieră personală, bineînțeles, atunci nu-l pierzi. Mai ales pe 3 pagini, 4 pagini cât ai tu poemul ăla infantil, așa se numește, nu e un poem infantil, așa se numește. Mai ales acolo trebuie să ai o mare grijă la tăietură și la maniera în care explici lucrurile și la cât le explici. E esențial lucrul ăsta. Sosu. Da. Lasă-mi, n-ai de microfon. Se aude în spate! Și dacă nu se aude, înseamnă că nu e interes. Nu, nu, nu. Este oameni care vor să spun. Auzi. La cererea publicului, Sorin Despor revine. Pot să te retez, Nici? Dinișe. Mulțumesc. Dinescu. Între Dini și Nițescu. Dinescu, nu? Ok. Tristă. Am fost exact cu șase ani în urmă la prima ediție a Institutului Blecher. Sunt fețe perfect noi. Am rămas 3-4 oameni dintre aceia. Uitam să ții și Veronica pe urmă. Întâmplarea face că un comentariu pe care l-am făcut la a doua ediție lui Dumitru Bădița se potrivește perfect domnului Florea. Și anume că face poezie cu prezervativ. Sexul întâmplător, sigur, cere prezervativ. Și e indicat să-l folosești. Dar în poezia întâmplării e dimpotrivă. Puțin indicat să o faci. Dacă iese extras ceva din toată nebunia asta, dincolo de exercițiu tehnic, de faptul că poți să înveți să tai altfel versul, să faci exercițiu cinematografic încă și mai aplicat, și mai tehnic, și mai precis, apoi asta extrage, și anume că e cazul cu timpul să renunți la precauții. Domnul Aldea o reușește. Deși are o poezie infinit mai distilată. Și-a dat 4 ani de zile să scrie cartea. Chiar și așa, a reușit să demonstreze că o poezie construită și puternică poate fi lipsită de precauții. Și cu asta asta. M-aș fi așteptat, Sorin, după 6 ani să-ți mai schimb și tu puțin formulele astea. Se mișcă lucrurile prea repede. Poezie cu prezervativ, nu? Bun, atunci o să-i invit, fiindcă l-ai pomenit pe Marius și așa suntem spre final, simt eu. O să-i invit pe Marius lângă mine să vorbim puțin despre Sinistra, că am zis, nu, rămâi, e ok.
Am zis, am povestit noi la început că e o carte scrisă în ani. E o carte pentru care a fost răbdător, un lucru pe care eu îl apreciez. Care a fost, cum s-a întâmplat să începi să scrii la Sinistra și cum ai ajuns de-a lungul parcursului ăsta de 3-4 ani la varianta asta? Știu că e o întrebare complicată, știu că nu o să-mi răspuns la ea, dar vreau să te aud. Păi e foarte simplu. Am început să scriu la cartea asta, deși nu aveam în cap concret un concept. Am început să scriu din disperare, de fapt. Au murit niște oameni și am fost disperat, am început să scriu. Asta e tot. În timpul ăsta, disperarea s-a diluat și am reușit în unele texte să râd de disperarea asta și să fac mișto de ea. Și lucrul ăsta cred că este foarte bun pentru Vărâncă. Sunt mulțumit că a ieșit dramatic și haios în același timp. Și cred că Sinistra e un titlu potrivit pentru drama și reușenia acestui Vărâncă. Și de altfel este singurul lucru livres pe care îl găsești la volumul meu. Nu-mi plac lucrurile livrești în cărțile de poezie, dar am zis să fac o aroganță din asta. Da. Bă, n-am citit Sorescu de mult. Din liceu, facultate, din facultate să zicem. Dar primele poeme erau clar din zona la Rivieci și na. Am reușit totuși să rup vraja asta al lui Sorescu. Ce să zic? Bine că m-am îndepărtat de el. Bine, de altfel, volumul, cred că au vreo 200 de pagini de poezie. Am undeva într-un folder toate poemele. Și da, sunt și eu mulțumit că am așteptat. Și că... Deci mai e vreo două Sinistre, dragul. Da, sunt sotășciene. Dar să vezi cum e așa un zeu acolo, în sud, la urmă? Bă... Asta probabil întrebări și mai cum e. Nu știu ce să zic. M-ați răspuns, să răspund la curat. Să le înțeleg, da? Poate fi, poate fi. Și ajută mult tuturor Gheorghe. Îi face... lobby. Așa că n-ai... Prinde. Chiar am văzut într-un filmuleț pe YouTube, un filmuleț cu un miner care citea din Lali Vieci și se prăbădea de râs citind chestia aia cu Moroiu, nu știu dacă știți poemul. Și chiar vă recomand filmulețul Grogova, nu mai știu cum o cheamă, de la Grogova, un sat de pe lângă Motru. Da. Și poemul, cum se numește tu? Moroiu, parcă, Strigoze. Ce vă zice? De-abia aștept să văd cum o să primească minerii de la Motru Sinistra, când vom ajunge acolo luna viitoare. Marius Altea Sinistra, 20 de lei. Îl aveți aici pe Marius, care să vă semneze pe carte, pe spate, pe sân, pe ce vreți voi. A fost ediția 107 a Institutului Blecher. Eu cred că nu ne-am întins prea mult. Vă invităm și săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare e ediție ceva mai specială. Pe aici au mai trecut și poeții, în afară de scriitorii, poeți, prozatori români care au citit de-a lungul vremii, au ajuns să citească la Institutul Blecher și nemți, suedezi, un croat, un ungur, un britanic. Săptămâna viitoare vor fi un poet macedonean și un poet maltez. Deci vom auzi versuri în macedoneană și în malteză, două limbi cu care probabil că niciunul din noi nu e foarte familiar, dar și în engleză, se va vorbi și în românește. E vorba de Nicola Magirov, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori macedoneni din ultimul deceniu, și de Glen Caleia, maltez, care trăiește la Valetta. Ei vor fi în București duminica viitoare și pe la orele astea vor citi aici.
Cred că va fi o ediție specială, fiindcă vom auzi sonoritățile unor limbi cu care nu suntem obișnuiți și fiindcă sunt doi poeți buni, pe Caleia poate chiar îl vom și publica în volum la anul, dacă lucrurile merg bine, așa că vă invităm de pe acum la ediția 108, tot aici, duminica viitoare, pe 27, la ora 7, sigur că începem la 7:30, dar asta rămâne între noi. Mulțumesc, Marius, mulțumesc, Mircea, vă invit să rămâneți și să mai stăm pe aici la o bere, la o poveste, că eu știu că de-abia de aici vor începe discuțiile pe text, cel puțin în ce privește ce a citit Mircea în seara asta. Mă bucur că fervoarea asta încă există și după 6 ani la Institutul Glepe. Mersi, Tiberiu, continuăm. Vă mulțumim!